Da. Ok, fie. Lucrăm azi tot din hand dribble, da? Aici, crești cu dreptul, da? Ninja pleacă din partea stângă, boom! Te-ai dus direct pe coș, da? O să avem 4 serii, da? Toate diferite. Prima e direct pe coș. Boom, scrie ninja. Direct pe coș. Bun. A doua, fie. Îi spun seatbelt crossover, că e exact ca centura de la mașină, fie. Îți ajunge aici sus, da? Pe ezitare. S-o arunci în partea cealaltă, da? De la mâna dreaptă, de undeva de sus, da? Aproape. Bum. S-o arunci. Ok. Ei, ai înțeles? Deci pleci cu dreptul, s-o arunci, te duci direct pe coș, ok? Ok. Aia e a doua, da? A treia. Bum. Ai aruncat mingea încă un dribbling. Piruetă. Știu, da? Aia o să fie a treia. Bum. Hang dribble. Ok. Și de crossover. Bum. Ok? Bun. Ok. Ultima, a patra. Hang dribble. Dribble crossover. Stai întors în step back, da? Deci, hang dribble, dribble crossover, step back direct. Ai înțeles? Ok, yeah. Astea patru. Ți le mai arăt toată? Nu, am înțeles. Ok, hai. 5 din fiecare, da? Și câte? 5 din fiecare. Okay. Cu dreptul, da, bravo. Bun. Mai jos puțin pe picioare și mai larg. Mai largă baza, da? Așa, mai ok, bravo. Am ziceam, nu? A fost ok. Dribbling-ul vreau peste așa, dar după aia nu mai vreau să sară mingea la umăr, da? Okay. Când îți trece mingea partea stângă, o aduce mingea la șold. Da? Bun, bravo. Bun, bravo, foarte bine. Pe piruetă, pe spimul acolo, vreau să ții mingea la piept, da? Ok. Cum ai luat mingea în mână, o ții la piept. Bum, bum, așa, bravo. Bravo. Super. Acum stai step, da? Internet, sau? Da. Bun. Bravo. Super. Foarte bine. Bravo, Lorenzo.
bun, încă două. Acum stânga, nu? Super, da, da, ce parte stânga. Nu special pe stânga, dă mai tare pe coș, direct. Așa, bravo. Nu-i nimic, nu-i nimic. Foarte bine. Bun, a fost ok, să nu aduci mingea jos, da? Ai ținut-o sus, după aia exact când se arunce, ai adus-o jos. Bravo! Excelent! Super! Ok, vezi că te pregătești să pleci prea devreme. Vreau să stai larg pe picioare, da? Când îți dai mingea în stânga la primul dribling, să intri mingea stâng drept cu picioarele paralele, da? Tu intri cu dreptul... Așa, da, altceva. Tu intrai cu dreptul puțin așa. În spate, știi? Ok. Nu, no, stai, ai făcut-o bine, acum bum. Exact, vezi, ai adus dreptul în spate tu. Stai cu umerii față spre coș. 5, nu? Mai fă câteva, să văd. No, mai fă okay. Una, două. Vreau să văd. Vezi, ai simțit-o și tu. A fost mai ok, bravo. Hai, încă una, termină cu un coș.
Bun, aruncă 5 libere după aceea. Bun, haide, aici. Acum e așa, aceeași, din aceeași mișcare. Mă vezi? Da. Deci pornești la fel, din hang dribble, da? Dribble crossover. Aici vreau să te pe la spate, în lateral, ok? Deci. Bun. Bun, ok. Bun, și pasul lateral. Ok? Hang dribble, the crossover, via aici, să dai pe la spate. Bun. Și shoot. Ok? A doua, okay. Am făcut o săptămâna trecută. Tot din hang dribble, Lorenzo. Da? Stai, că mai e încă două. Tot din hang dribble, da? Dau pasul ăsta, ca și îmi trece spre coș. Ok? Îți dai mingea din spate în față, între picioare și pleci direct spre drept. Cum ești pe dreapta, ok? Deci, spate, bun. Ok. Ok. Și acum mai ai ultima, în loc de side step, da? Te întorci. Aici vreau, faci pas în spate cu dribbling acum. Ezitare. Și ai plecat iar pe stânga. Ok? Bun. Crossover, înapoi, om, ok? Hai să vedem, astea 3, da? Câte 5 de fiecare. S-a blocat. S-a blocat? Ok, stai. S-a blocat. N-am văzut pe ultima, după ezitare. Da, deci pleci de hangry ball. După crossover, vii aici, step back, dar îți tragi mingea înapoi, da? Acum stai dribbling-ul. Vin pe două picioare, da? Față la inel. Eziți din umeri, boom. Și ai plecat după aia, da? Ai înțeles? Deci, hang dribble, crossover, step back, boom. Ok? Ai înțeles? Ok. Hai să încercăm. Hai să vedem. Tot 5, nu? Da, 5 de fiecare. Bun. Bravo, foarte bine. Stai mai jos pe picioare. E ok, stai mai jos pe picioare. Și picioarele mai larg deschise. Ai fost foarte, foarte strâmt, știi? Altceva, bravo. Nu-i nimic, a fost super ok mișcarea. Iar ai avut picioarele foarte apropiate. Când? Când încep sau? Când îți dai mingea pe la spate. Când îți dai mingea pe la spate, l-aduci foarte aproape. Bază largă. Așa, bravo. Bravo.
Acum a doua. Da, direct. Și pe cântecoș, nu? Exact, bravo. Jos pe picioare. Ok, la asta trebuie să ai mingea mai jos puțin. Te-a sărit mingea un pic până la omăr. Pentru crossover-ul ăla era ok, pentru Sibel crossover acolo, dar ăsta, acum trebuie să vină mingea undeva până la șold, da? Trebuie să fie okay. Foarte rapidă mișcarea, da? Și the hang dribble. Boom. Exact, exact, exact. Ok, a fost ok. E ok, hai să băgăm mingea coș. Încearcă să acopere puțin mai mult spațiu cu primul dribbling. Da. Așa, mai chiar să zărim mingea puțin cam sus. A fost super ok. La picioare a fost mai bine. Mai foarte. Bravo. Ah. O dată ce îți vine mingea sus, peste șold, e foarte greu să duci în partea opusă, în special pentru picioare. Da, trebuie să duci mai jos. E ok, nimic. Era sub shoulder cu mingea, era ok. Bravo. Că și acum a treia. Da. Cam așa. Tu te arunci mingea Sibelt crossover, boom. Așa, bravo. Super. După ce faci pasul înapoi pe step back acolo și te uiți la inel, da? Te uiți la inel, jos pe picioare și încearcă să ai picioarele în aceeași linie, da? Okay. Adică așa cum te-ai pregătit de aruncare cât de cât. Bravo. Și după step back-ul ăsta vreau să pleci tot pe partea stângă, da? Okay. Dribbling de mână stângă, pleci direct, încă un pas și până în coș. Așa, mai jos pe picioare după step back. E ridicat. Bravo. Gata. Bun. Cealaltă mână. Ai nevoie să arunci 5 libere? Stai, dacă ai obosit, aruncă 5 libere și după aia faci okay. Cu cealaltă mână. A fost ok. Bravo. Bravo, Lorenzo. Foarte bine. Super.
Super, bravo, Lorenzo. Foarte bine mișcarea. Foarte, foarte bine. Bravo. Ai prins-o foarte repede. Ok, acum când mergi pe doi pași, ține mingea pe șoldul drept, ok? Nu mai legăna mingea de pe dreapta, pe stânga, ai înțeles? Când mergi pe doi pași și mea când ți-a venit mingea pe șoldul drept, ai pus mingea acolo, o protejezi și te duci drept pe coș. Ok. Așa, ok. Bun, adu mâna stângă spre minge când faci ezitare acum, da? După step back, adu mâna stângă spre minge, ca așa cum te-ai gândit să arunci, știi, cât să reacționeze apărătorul. Ok. Bravo, super. Gata. Bun, și acum mai încă 5 pe fiecare parte. Ia să vedem dacă aceeași mișcare ca la ultima, da? Și după ce tragi mingea înapoi, ezitare, și când faci pasul în spate, îți dai mingea din spate în față printre picioare. Îți arăt? Și intri în step back iar. Da. Hai să arăt, fii sigur. Deci mai ai 5 și 5 și gata. Oh, și mingea. Și mingea. Încet, te-ai intrat pe hand dribble, te-ai aruncat-o, te-ai întors aici, ok? Aici, nu văd că s-a blocat. Acum, da. Ok, și aici, după ezitare, dar aici ai venit în ezitare, aici ai făcut pasul în față, da? Aici vreau să ai înapoi. Sau preferi, dacă preferi, tu okay. Poți să ai pe la spate. Mie îmi place mai mult asta de picioare, da? Dar poți aici, deci după ezitare, ai intrat în ezitare, ai făcut pasul în față, tu dai înapoi pe la spate și sari înapoi. Ok? Ok. Bun. Dacă tu preferi să-ți dai mingea pe la spate, poți. Ideea e să faci un pas în față, da? Pasul puțin în față, dacă dai pe la spate, să sari puțin, să creezi distanță. Ok? Dacă te dai printre picioare, okay. O lasă, pas în spate. Sau dacă ești confortabil cu crossover-ul, nu prea îmi place mie pentru oameni mai mari crossover-ul, da. Dacă ești la fel, poți să tragi înapoi. Ok, ideea e să ai pasul în față, să faci un pas în față pe ezitare, da? Bun, pas în față și de aici să mă întorc, cumva. Ai varianta crossover, printre picioare, pe la spate. Acum îți las pe tine să alegi. Că mai comod e pe la spate. Pe la spate, dacă te mai comun pe la spate, ai pe la spate, ok. Și o tragi pe la spate atunci. Așa. Ok, super. Super. Singura chestie, vreau să mai faci un pas, deci după ce faci step back-ul, foarte bine, ai venit cu picioarele paralele, da? Și atunci vreau să faci încă un pas în față cu piciorul stâng. Ca să creadă că pleci. Să-l dezechilibrezi puțin, atunci tu tragi mingea înapoi și arunci. Ia, hai să vedem. Ok. Era ok, aha, era super.
Mm-hmm. E ok, nu e nimic. Mm-hmm. Foarte bine, bravo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mult mai bine, de la dreapta la stânga merge foarte bine. Trebuie să mă orientez de la stânga la dreapta pe la spate, mai mult. Mm-hmm. Deci merge mult mai fluid, foarte bine, bravo, Lorenzo. Încă două. Hai, ultima, game winner. Trebuie să bați ca să termin, hai. Boom. Hai, încă o dată. Hai, nimic, încă o dată, să te avem nimic de aire, hai. Nu a început, da? Hai. Boom. Bravo. Super, ok. Cum ai terminat pe ziua de azi, mai ai și tu. O să încerc să trimit și video ăsta, de fapt o să-l vezi pe YouTube, dar te uiți puțin la umeri, în special acum la ultima, când ți-a dat mingea pe la spate. Vreau tot la fel să ai umerii spre inel, știu zic. Tu erai puțin, tu cum te-ai tras mingea în lateral, tu rămâneai cu pieptul fix înainte. Numai că inelul nu mai era pe centru, știi, vreau să ai inelul tot timpul pe centru pieptului. Să-ți muți umerii puțin și unghiul de la picior, da? Am înțeles. Lorenzo a fost super ok, te-ai mișcat super bine, da? Ai prins mișcările repede și ne auzim, da? Să-mi trimiți shoot-ul, ok? Timpul. Ok, mersi mult. Bine, bravo.